They say into your Hei, prieteni, vă salut! Astăzi o să facem un nou tutorial, așa. Am zis că săptămâna asta o să fac un tutorial sau poate două, să mai postez unul. Așa, astăzi o să facem la piesa lui Nicolae Guță, Ia mie, Doamne, ce vrei, pentru că a fost cea mai cerută, așa. Mai mulți au lăsat comentarii cu piesa asta. Așa. Sper că ați învățat brâul de data trecută, așa. Și haideți să nu mai pierde timpul, să trecem la treabă. Da, am zis că facem piesa lui Nicolae Guță, Ia-mi mie, Doamne, ce vrei. Așa, o ascultare frumoasă, haideți să trecem la treabă. Bun, sper că mă vedeți ok. Așa, piesa este din La minor. O fac aici pentru că aici am auzit că o cântă majoritatea soliștilor. Așa. Piesa are o mică introducere la început, după care urmează returnela. Așa. O să vă fac introducerea la viteza normală și după aceea o să vă fac rar ca să înțelegeți despre ce e vorba. Așa. Introducerea sună cam așa. Așa, se repetă încă o dată asta, doar că finalul diferă. Finalul sună cam așa. Hai că vă fac doar partea de final. Așa, asta este introducere. Acum o să vă fac rar ca să înțelegeți. Deci se repetă de 3 ori. O mai fac o dată rar. Așa trebuie să sune. Hai că vă fac un pic mai mișcat ca să înțelegeți împărțeala. Așa. Asta este prima voltă. Și acum la volta a doua, doar finalul diferă. Așa. Deci se repetă tot ca la introducere de 3 ori. Așa, asta se repetă de 3 ori și finalul este ăsta. Hai că o să vă fac toată partea de final ca să înțelegeți. Deci, așa este finalul. Arpegiu cu la minor. La minor 6. Sunt
Sper că ați înțeles. Acum o să trecem la returneră. Tot așa, o să vă fac normal, la viteza normală, și după aia o să vă fac rar, mai detaliat. Deci aici puteți să vă jucați cum vreți voi. Așa, acum o să vă fac rar. Aici faceți un mic vibrato, așa. Asta este toată returnela. O mai fac o dată ca să puteți să o cântați cu mine o dată. Așa o fac mai răruț un pic. Na, ca să vedeți despre ce e vorba. Și așa sună bine. Cu mi bemol în loc de re. Sau cum v-am arătat eu. Urcarea vine așa. Bun, acum o să vă cânt toată returnera cap-coadă. Așa. Thank you.
aici în continuare intră solistul sau solista. Bun, acum mai avem niște mici intervenții pe partea unde cântă solistul. Unele finaluri. Finalurile, așa. Solistul o să cânte așa. Tu o să-i dai intrarea asta. Așa, v-am arătat despre ce e vorba aici. Și el o să intre așa. Asta trebuie să faci tu, de final. Bun. El o să cânte asta de două ori. Și acum trebuie să-i dai intrarea asta pentru partea a doua. Tu trebuie să cânti asta. Deci avem așa. Eu fac așa cu solo ăsta de aici din palmă. Așa. Și se repetă. Deci avem așa. Scuzați, nu cânt așa bine cu vocea, dar ați înțeles ideea și despre ce e vorba. Așa. Cam asta este tot. Eu v-am cântat-o cum am auzit-o eu și cum, na, cum o cânt eu. Bine, prieteni, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Vă urez baftă la studio și spor să aveți, așa, și ne vedem la tutorialul următor. Și dacă mai am mici scăpări, mici greșeli, cer scuze, suntem oameni, e normal să mai greșim. Cu timpul o să le corectăm. Vă pup și ne vedem data viitoare. Să nu uitați să lăsați în comentarii la ce piesă mai vreți să mai facem tutorial. Așa. Vă pup și ne auzim. And it's okay.